double digit thousand. Roxana Vancea este deja însărcinată de o bună perioadă de timp, mai exact de aproximativ 27 de săptămâni. În tot acest timp, ea a fost activă în mediul online și recent a arătat mai multe poze clare cu burtica ei, dar și cu cântarul pentru a ne arăta ce greutate are. Astfel, am putut să observăm că vedeta are doar 50 de kilograme și că nu s-a îngrășat foarte mult. Chiar dacă mersul la sală a făcut-o să arate spectaculos și să se mențină foarte bine pe parcursul sarcinii, acest lucru i-a adus câteva probleme Roxanei Vancea și a primit un anunț îngrijorător din partea medicilor. Bruneta a declarat că aceștia i-au interzis să facă sport o perioadă și i-au transmis că bebelușul poate să vină pe lume mai devreme decât era preconizat, din cauza antrenamentelor pe care vedeta l-a făcut. N-am reușit să pun decât un kilogram, mă simt foarte bine. Medicul mi-a interzis să mai fac sport o perioadă. Când m-am dus la control, mi-a zis, trebuie să faci o pauză de vreo 3 săptămâni. Mi-a explicat că o să nasc mai devreme, că e colul scurt, ci că majoritatea femeilor pățesc asta. M-am și antrenat ca nebuna în perioada asta, când aveam de unde să știu, a povestit Roxana Vancea. Vă mulțumesc că ați privit până la final. Dacă v-a plăcut ce ați văzut și dacă nu sunteți abonat al canalului, am să vă rog să apăsați pe butonul roșu pentru a vă abona, dar și pe clopoțel pentru a primi notificări când apar clipuri de acest gen pe canal. La revedere!